Salutare prieteni și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi vom discuta despre cum a mers anul 2021 pentru noi. Acest episod ar fi trebuit să iasă în ultima zi din 2021, dar după cum probabil v-ați obișnuit deja cu noi, acest episod este de-abia acum. Vom analiza împreună fiecare platformă unde activăm, împreună cu cifrele obținute și vom încerca să introducem câte o poveste cu ce am schimbat acolo unde este cazul. Eu acum mi-am luat o cameră și e destul de ciudat să mă uit în sus, când de obicei mă uitam în monitorul de la laptop, da? Sper că nu o să vă deranjeze foarte tare. Începem cu proiectul vostru favorit, tutoriale pe net, aparent anul 2020. A fost un an foarte înfloritor pentru website deoarece am avut creșteri pe toate orizonturile. Am acumulat în total aproape 300.000 de sesiuni, o creștere cu 45% față de 2020, 2.1 milioane de tutoriale au fost vizitate sau 2.1 pagini de pe tutoriale pe net au fost accesate, o creștere cu 154% față de anul trecut, iar în medie lumea stă mai mult pe site, undeva în jur de 5 minute și 50 de secunde, cu 85% mai mult decât anul trecut. O posibilă explicație pentru aceste creșteri, este pandemia în care ne aflăm elevii stând mai mult acasă, caută mai mult, caută mai des subiecte și probleme de informatică, ajungând pe site-ul nostru într-o formă sau alta. Tot anul trecut probabil nu ați observat, dar am schimbat tema site-ului, deoarece, sincer să vă zic m-am plictisit de tema veche și am zis să încercăm ceva mai nou și mai ușor, să zic așa. Vechea temă era destul de greoaie, aveam mult cod de CSS și de JavaScript care nu era utilizat peste tot și de asemenea am mai avea câteva baguri în momentul când încercai să accesezi meniul. Nu știu câți dintre voi vă aduceți aminte, dar în momentul când puneai mouse-ul peste unul dintre aceste butoane, efectiv mai apărea și aici un meniu în stânga. Era un bag super nasul pe care habar nu aveam cum să rezolvăm, așa că am schimbat cu totul tema. Iar în aprilie, dacă mi-aduc bine aminte, ne-am alăturat Cluj Startups, un accelerator de startup-uri care ne-a deschis mai multe orizonturi. În cadrul acestei comunități am învățat mai multe skill-uri ce țin de vânzări și am realizat un pitch deck de 10 slide-uri pe care l-am prezentat în fața unor investitori, dar fără rezultate finale din păcate. Tot în cadrul Clu Startups am stat de vorbă cu câțiva dintre voi în așa numitele Customer Interviews. În principal am discutat despre cum învățați voi programare în prezent și ce dificultăți aveți în momentul în care învățați chestii noi. Și aici am trecut Customer Interviewurile și de asemenea întrebările au fost trecute aici iar răspunsurile voastre puțin mai jos. Nu o să dau click pe celelalte slide-uri fiindcă am uitat să șterg adresele de e-mail și na, nu, nu vreau să intru în belele pentru GDPR sau mai știu eu ce? Iar întrebările cu portocaliu erau întrebările care reprezentau un interes pentru noi, un interes mai ridicat, să zic așa. Următorul proiect despre care vom vorbi este platforma de info. Aici nu putem vorbi despre creșteri sau scăderi deoarece a fost primul an în care platforma a fost disponibilă publicului larg, așa că nu avem un termen de comparație la care să ne raportăm. Am acumulat în total 5100 de utilizatori, iar aceștia au trimis 33800 de soluții către compilator. De asemenea, tot voi ați lăsat pe platformă aproape 400 de comentarii, din care probabil jumate dintre ele sunt ale mele și ale lui, lui Robert, în care încercăm să vă explicăm ce, ce ați greșit. Anul trecut, de asemenea, am schimbat puțin structura web am încercat să-l facem mai compact deoarece era destul de neintuitiv. Meniul era plin de butoane după cum puteți observa puteai să accesezi anumite pagini din mai multe locuri, platforma nu avea o structură omogenă. Am schimbat toate butoanele din meniu, le-am pus pe partea stângă, așa arată site-ul în prezent, de aici accesez meniul și am mai introdus încă un buton care oferă opțiunea de full screen. Vedeți cum elementele efectiv se așează pe toată pagina în loc să fie centrate pe mijloc. Ei bine, anul trecut erau centrate pe mijloc by default, nu, nu aveați opțiunea de, de a modifica acest lucru. Încă o chestie pe care probabil nu ați observat-o, pe homepage, acesta era homepage-ul vechi, nu era foarte descriptiv, nu-ți nu puteai da seama ce face site-ul de pe acest landing page, iar cei de la Club Startups ne-au sugerat să-l modificăm, iar acesta este noul nostru landing page din câte vedeți este mult mai intuitiv, poți să-ți dai seama despre ce se întâmplă pe site în momentul când intri pe prima pagină. Adăugat compilatorul pe prima pagină, vedeți că dacă apăsăm butonul trimite, imediat primim soluția de la compilator. Și acum l-am făcut să zică și momentul în care dai de erori. De exemplu, dacă șterg virgula, dacă trimitem din nou problema, putem vedea compilatorul ne zice exact ceea ce am greșit. Tot anul trecut ne-am bucat și de TikTok, chiar dacă avem o părere controversată despre modul cum această platformă funcționează, am zis măcar să îi acordăm o șansă. Vorbind din punctul de vedere al unui creator de conținut, TikTok... TikTok este aur curat, deoarece ajungi foarte repede la audiența ta țintă. De exemplu, noi am activat aproximativ 2 luni în total și am reușit să adunăm 14.200 de urmăritori, ceea ce ne-a luat cam 7 ani să atingem pe YouTube. De asemenea, am acumulat în total 160.200 de like-uri, urcând pe platformă doar 62 de videori. În ultimul timp, nu am mai activat pe TikTok, deoarece ne consuma destul de mult timp să facem un video care să prindă. Trebuie să fim atenți la ce trenduri sunt în prezent active, și sincer să vă zic, mai bine ne-am concentrat pe altceva în acest moment. Anul trecut pe YouTube a fost jale, nu o să vă mint, exact ca și logo-ul este roșu, la fel arată și graficele tot cu roșu. Scăderi pe toate orizonturile, am acumulat în total 3200 de abonați, în scădere cu 30% față de 2020 când am acumulat 4800. Videoclipurile noastre au trâns aproximativ 335.000 de vizionări, iar în medie ați urmărit conținutul 15.900 de ore. Unul dintre motivele pentru care nu am înregistrat creșteri este faptul că nu am mai postat la fel de des. Am realizat din păcate doar 18 videouri, ca termen de comparație, în 2020 am urcat 32 de videouri. Timpul nostru a fost concentrat mai mult asupra platformei de informatică, să rezolvăm cât mai multe baguri și să scriem conținut pentru module, iar din păcate lipsa noastră de timp s-a reflectat și în cifrele de pe YouTube. Iar acum să prezentăm și banii încasați. Am acumulat în total 290 de euro reclamele de pe tutoriale pe net, 32 de euro reclamele de pe platformă, iar 294 de euro reclamele de pe YouTube, YouTube Premium sau subscripțiile, unii dintre voi sunteți abonați la contul nostru cu membership. Din păcate, anul acesta nu a donat nimeni, așa că nu avem o rubrică specială pentru donații cum am avut în alți ani. Iar nu în cel din urmă, vom prezenta acum pe ce am dat banii. 1600 de euro s-au dus pe reclame pe Facebook și Instagram, 2600 au plecat pentru infrastructura AWS de care beneficiază tutoriale pe net și platforma de info. E restul de 1200 am dat pe diverse chestii precum licențe pentru Microsoft, Teams, Microsoft Word, Azure DevOps și așa mai departe. Noi folosim Azure DevOps, este un fel de Git, dar puțin mai restricționat pentru conturi de Microsoft. Este practic un GitHub în care putem crea și etichete, în care putem face și pull request-uri, în care practic ne managem tot ceea ce ține parte de cod din proiect. De asemenea, mai folosim și servicii de genul New Relic, Sentry și MailChimp, care la rândul lor costă ceva bani. Am acesta a fost rewind-ul de anul acesta. Pentru următorul ne propunem să lucrăm mai mult pe partea unde am avut scădere anul acesta, iar dacă este posibil, poate chiar vom ieși pe zero din punct de vedere financiar, cine știe. Eu am fost Mihai, vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Cam acesta a fost video și ne auzim data viitoare.